Nu-s două zile de când am venit pe drumul ăsta și uite ce schimbare radicală. Dar cum spunea prietena mea cea bună de dimineață, am zis că nu, eu, mă rog, când m-am trezit și am văzut în soarea asta, am spus că nu e ok, că nu vreau asta, nu-mi doream asta. Și răspunsul ei a fost că l-am luat așa ca o dojană. Ia și bucură-te de toate zilele astea cum vin ele. Și da, are dreptate. Da. Dar dacă asta am simțit, m-am îmbufnat și eu. Într-adevăr, e nemaipomenit, ce să zic, precum se vede. Mi-ar plăcea să fiu cu cineva, da, undeva, să beau o ceașcă de cafea sau de ceai și sau să mă joc cu niște copii sau nu știu, sau să mă joc. Nu? Da. E interesantă dinamica evoluției lucrurilor, aerul ăsta tropical, auzi la mine, aerul ăsta polar. Gândul meu tot la tropice. Ce să zic, mie nu-mi place iarna, nu mi-a plăcut niciodată. Nu mi-a plăcut niciodată iarna. Adică îmi place, dar uite ce e aici. Dar să stau în casă, să... Ia uite cum domnii sunt ieșiți. Da. Nu știu ce să zic. Zic că iarnă. Asta e concluzia. Am fost dimineața la atelier și copiii, ne uităm pe geam ce anotimp e. A, iarna. Oh, super. Și dacă ne uităm în calendar, primăvara. A, și mai bine. Hai să ne uităm mai în calendar, nu? Nu că e mai fain dacă ne uităm doar în calendar. Asta e, hai cu prima iarna asta. Da, să vă fie cald. Și vă jucați cu ce vreți voi. Da, asta e. Senin și cald. Să vă fie.